Bun venit! Suntem la Hotel Crown Plaza București și astăzi l-am invitat aici pe Raul, un artist care și-a găsit scopul în viață și se bucură de el de mai bine de 20 de ani. Nu i-a fost simplu, dar a rezistat. Bun venit! Mă bucur bine să te-am găsit. Și totuși parcă încă mai sunt în căutări, încă mai caut răspunsuri. Stai și uneori încă mai caut probleme la soluțiile pe care le am. Că no, parcă și dacă, dacă totul ar fi doar în roz, parcă nu ar fi frumos și interesant. 20 de ani au trecut, Raul? Nici nu știu cum și când. Zău așa. M-ai prezentat într-o emisiune foarte frumos ca pe un tânăr care la început de drum porneam la drum cu un bagaj de vise în buzunare. Încă mai am acel bagaj de vise în buzunare. Pe ce ar fi omul fără visele lui, nu? Vise transformate în scopuri, în conștientizarea drumului pe care vrei să-l faci și a direcției către care mergi, nu știu. E ceva, e un parcurs frumos. Și cu multă ambiție, Raul? Cred că ambiția a fost mult mai importantă decât talentul. Serios? Știi că cineva, mă scuz că te întreb, cineva spunea că cea mai mare calitate a lui Raul este ambiția. Tu ce zici? Eu cred că este nevoie de ambiție pentru că ambiția te motivează și îți motivează dramul puținul pe care îl ai atunci când pornești la un drum. La un moment dat, pornind din punctul A până în punctul B, este nevoie ca tu să te dezvolți, să-ți dezvolți ideea, parcursul. Este nevoie de ambiție, pentru că dacă ai ambiție, reușești să iau de la tine, de la dânsul, de la viață, de la tot ce văd, să-mi îmbogățesc minimum de cunoștințe care m-a ajutat să pornesc la drum. Fără asta nu se poate. Da, e ca și bobul de muștar, credința cât un bob de muștar. Dacă ai, poți să răsturni munții. E adevărat că dacă nu ai acel minimum, dacă nu există puțin talent și puțină sclipire, dacă nu există o stea acolo a ta, cât de mică să strălucească, chiar și ambiția poate fi insuficientă, degeaba. Da. Dar eu am avut și cred că am o stea care strălucește pentru mine. Du-te, du-te, du-te și mă lasă, lasă-mă cu dor. Du-te, du-te, du-te când pasă, fără tine n-am să mor. Raul, hai să le spunem telespectatorilor că înainte de a fi Raul pe scenă, Raul era organizatorul ambițios, puternic, de forță, nu? Și descurcăreț. Și acela organizator care a reușit să o lanseze cumva pe Andra. Tu ai fost cel care ai introdus-o în platou la Teo. A spus-o chiar până la Teo. Am avut niște drumuri, cred. Un parcurs mai complicat. Dar cum ai cunoscut-o pe Andra? Păi, fiind din același oraș, oarecum Câmpia Turzii și Turda erau despărțite de o stație, hai să zic două stații de autobuz, cu o distanță foarte mică, ne știam unii pe ceilalți. Nu eram foarte mulți, nu eram foarte puțini. Bagajele de vise în buzunarele tinerilor artiști din zonă erau multe, dar noi nu eram mulți. Și atunci, evident că ne sprijineam și ne ajutam. Iar Andra, eu am văzut în Andra încă de la început, ceea ce acum vede o țară întreagă și nu doar. Era micuță, nu? Era micuță. Și avea nevoie de susținere și eu vedeam lucrul ăsta. Și atunci nu mă gândeam că eu vreodată mă voi apuca de cântat. Până la urmă, la mine, despre asta este vorba. Eu m-am apucat de cântat. Eu recunosc cu mândrie lucrul acesta. Puteam să fac altceva, nu știu, îmi plăceau foarte mult limbile străine, în școală am învățat, vorbesc 4-5 limbi străine, destul de bine, spun eu, mă descurc în toate drumurile mele, știi că eu sunt un călător neobosit, sunt atât de mândru când mă duc în Germania și vorbesc în germană, când mă duc în Franța și vorbesc în franceză, dar asta este o paranteză pe care probabil o să o deschid mai târziu. Și blestem zilele grele, și mai bune, și mai rele, doar de dragul tău, doar de ambiția și talentul sunt două lucruri care dacă nu merg mână în mână, la un moment dat drumul se termină, apar frustrări, apar complexe, le-am văzut la alții. Am văzut la alții genul ăsta de manifestare și e dureroasă și cumplită pentru ei. Am învățat de la ei să nu abandonez. Niciodată nu am simțit că am uși închise, stăvilare. Am considerat că sunt lucruri pe care fie trebuie să le ocolesc, fie dacă e ușă, undeva trebuie să aibă un geam. Mm-hmm. Întotdeauna am considerat că e... Eu nu m-am văzut niciodată un netalentat, nu a fost cazul, n-a spus nimeni niciodată. Doar că am înțeles că peste noapte nu se poate ajunge, nu ai cum să faci lucrul ăsta. Și atunci, într-adevăr, trebuie să sapi.
până să ajung să sap pentru mine, am sprijinit-o, da, pe Andra și nu doar pe Andra, cu ceea ce am știut și cu ceea ce am putut. Știu că am luat-o împreună cu fratele ei noaptea de acasă, fără să știe părinții la un moment dat, așa mi-aduc eu aminte, așa. S-ar putea totul să fie la Cluj și am adus-o la București, nu împotriva voinței părinților, nu se înțelege lucrul ăsta, și am venit cu ea la emisiuni, sunam, mă rog, eu sunt Rareș Borlea din Tur, dar sunt impresar, așa credeam eu atunci, știi? Așa plăcea să spun, să mă prezint ca să am o formă de intrare. Și am o fată foarte talentată din câmpia Turzii. Nu exista încă internet, nu exista YouTube, nu exista doar puterea de convingere prin telefon. Așa a ajuns Andra la Teo cu puterea convingere. Am sunat-o pe Andreea Godeanu, țin minte cât trece, am spus, am o fată talentată, nu știu ce. Nu cred că pot să-ți dau un răspuns, dacă Teo iese de acord, eu o să fiu și eu de acord. Zic, păi, dar trebuie sunată Teo. Am făcut rost de numărul de litere de telefon. Teo la fel. Da, dar nu răspund. Eu de emisiune. Dacă vrea Andreea, foarte bine să vină fata. Zic, da, Andreea vrea. Am avut nevoie doar de confirmarea dumneavoastră. Deci i-am pus în fața faptului împlinit. Eu am venit cu Andra. Cât curaj! Și cu curaj mare și cu un buchet mare de flori pentru Teo. Teo a zis, ia-ți floril de aici, sper că această fată să cânte bine. Și ăsta a fost... S-a prins până la urmă, da, Teo, că tu cumva... S-a prins oarecum, dar n-a fost nici... A fost doar o notă de curaj, de ambiție, un tupeu în limitele admise, ca să spun așa. Pentru ea, eu am crezut foarte tare în ea. Dar mai tare decât am crezut în Andra, am crezut în mine. Din roa dimineții, toată dulceața vieții, să te iubească iar. În zilele cu soare, frumoasă ca o floare, să n-apari în gând. Păi asta în vreau mine să zic când, că... La un moment dat am zis, măi, dar tu de ce nu cânti? Eu simțeam că pot să scriu, simțeam că mă auzeam cântând, zic, ceva e bine la mine. De ce faci tu lucruri pentru alții când poți să le faci pentru tine aceste lucruri? Să știi că eu de foarte tânăr m-am lovit de... nu e cazul Andrei, deci asta este un alt subiect. De nerecunoștință, de... nu așteptam recunoștință, dar așteptam să fiu înțeles. Când eu doresc să fac un lucru bun pentru tine și tu nu achiosezi oarecum cu mine, când nu ne întâlnim. Mai târziu, peste ani și ani, m-am întâlnit cu Sava Negram Rudașcu, care la un moment dat într-o discuție a spus o vorbă extraordinară. Fac bine oricui vrea binele meu. Și eu mi-am dat seama ce greșeli am putut face la începutul meu de drum, încercând să fac bine cuiva care nu vrea binele meu. Corect. Și atunci am ajuns la concluzia că primul bine pe care trebuie să-l fac este pentru mine. Apoi, după ce mă știu eu aranjat, sufletește, material, cu drumul meu, pot începe să fac bine pentru cei din jur. Și fac lucrul ăsta și sunt bucuros că în jurul meu roiesc oameni care au nevoie de mine, nu depind de mine. Au nevoie de mine și eu vin cu mare drag în calea lor, pentru că și eu am nevoie de oameni. Minunat ce spui. Nu putem trăi singuri pe acest pământ. E adevărat. Nu putem să ne chinem între patru pereți și să ne lăudăm, ci să fim conștienți că suntem puternici și autosuficienți. Nu există așa ceva. Raul, dar cum ai făcut în momentul în care, iată, fiind la începutul carierei, acum 20 și mai bine de ani, da. Vedeai că unii vor cumva doar să se folosească de tine, să profite cumva, că văzându-te la început, mai vii, mai cânți, lasă că mai vedem noi cum facem cu onorariul. Nu m-am lovit niciodată de lucrul ăsta. Serios? Și bine am făcut. Nu pot să spun că nu am fost pus în fața faptului împlinit în care mi s-a promis, de exemplu, o sumă de bani, am ajuns la eveniment și a spus, noi nu avem banii, te-am sunat pe drum. Te-am întrebat dacă totul este ok, mi-ai spus că totul este ok, da. Am ajuns la eveniment și mi-ai spus că nu este ok, m-ai mințit, da? Mulțumesc, la revedere. Am făcut de două sau de trei ori lucrul ăsta în viață. Și bine am făcut. Nu m-am lăsat călcat în picioare de nimeni încă de mic. Nu pentru că, vezi, Doamne, eram cineva. Nu sunt cineva. Sunt doar un om care are niște principii de seriozitate. Și... dacă eu nu te mint pe tine, nu accept să fiu mințit. Spune-mi, vino și cântă pentru mine, noi nu avem bani, nu te putem plăti, nu... Și vin cu mare drag, nu m-ai mințit, ai fost sincer cu mine. Eu în fața sincerității oamenilor, eu mă închin și da, îmi place sinceritatea, îmi place să nu fiu mințit, îmi place adevărul. Dau nopțile și toate zilele, dau pentru tine vise și amintiri promise. Fără tine nu pot să trăiesc, fără tine și fără
când apare necazul, Raul, ce strategie ai? Că în viața fiecăruia mai cel apar mai rău și lucru, perioade sumbre. Cel mai rău lucru care mi se putea întâmpla s-a întâmplat anul trecut. Noi filmasem deja emisiunea, s-a întâmplat după. Cred eu că pierderea mamei mele este cel mai sumbru lucru sufletesc care mi se putea întâmpla. A venit oarecum și neașteptat. Chiar dacă era bolnavă, era un soi de boală în care eu credeam că o mai ține pe mama. N-am mai rezistat, nu am mai putut. Vorbesc de mama mea și îți spun că este un om care a muncit 40 de ani într-o meserie pentru bărbați. Mama mea a muncit pentru cei 4 copii ai ei într-o fabrică în care se produceau piese pentru mașini, piese de schimb pentru mașini, pentru automobile, la noi la Turda, muncă de bărbat. Și toată viața ei a fost un bărbat pentru cei 5 bărbați din casă. Cot la cot cu tatăl meu, dar mama este mamă, orice s-ar întâmpla. Pierderea ei pentru mine a venit ca un șoc. Eu nici măcar nu... Eu n-am putut să o plâng. Deci s-a întâmplat într-un fel... Nu știu, a fost internat în spital, doctorii m-au sunat, a spus că nu cred că mai sunt șansă, eu am sperat, am crezut, am făcut tot ce se putea face și tot ce se putea face înseamnă că era o luptă cu sufletul meu, cu dumnezeirea, cu tot ce am crezut eu că se mai poate face. Am plecat la Turda, pentru că acolo era internată, o zi, două, trei și mi se părea că... crezând că se întâmplă ce-i mai rău. Și mi se părea că merg și stau oarecum în așteptare. Și am zis, nu e bine ce fac. Nu este bine ce fac. Și am plecat. Am simțit că pasul pe care trebuie să-l fac este să plec. Când o fi să fie, va fi. Și doar am plecat din Turda și am ajuns seara la București. Și seara m-a sunat fratele meu. Trebuie să te întorci. Am simțit că ăla este momentul în care eu trebuie să plec. Am fost... devastat. Nu aveam cuvinte, nu aveam... Dar nu puteam nici să plâng. Eu nu m-am putut exterioriza. Eu nu am putut să plâng. N-ai jelit-o pe mama încă? Nu am putut să... Aveam lacrimi. Sufletul îmi era devastat. Ții minte că a fost înmormântare, am îngropat-o și a doua zi eu am cântat în Italia, în Calabria. Nu știam de mine. Eram un fel de, nu știu, un fel de roboțel. Dar vreau să spun că toată această suferință s-a strâns în mine, undeva, în suflet, în creier, în... Și la câteva luni, din nimic, stând doar acasă și uitând la televizor, m-a luat o stare de panică. Un atac de... Eu nu știam ce sunt ale atacuri de... Auzisem expresia, atacuri de panică. Dacă nu te confrunți cu așa ceva, nu știu, nu acord importanță. Deci am simțit că mă sufoc, că nu mai am aer... Fără nimic. Deci mă uitam paradoxal la televizor la o comedie. Să te uiți la o comedie, să râzi și dintr-o dată să... M-am ridicat, nu mai aveam aer, nu mai aveam... Nu eram singur acasă. Ăsta era un lucru extraordinar. Am urcat în mașină, m-am dus urgent la spital. Tot drumul am simțit că nu am aer și că mor. Zic, Doamne, dar ce se întâmplă? Dar de ce am lucrul ăsta? Am ajuns la spital, mi s-au făcut analize urgent, aveți atacuri de panică. Zic, dar de la ce? Și mi-a spus atunci, aveți cumva suferințe pe care nu le-ați reprimat, aveți lucruri care vi s-au întâmplat și n-ați apucat să le conștienți. Și atunci eu mi-am dat seama că este vorba de faptul că eu nu am apucat să... Nu ți-ai dat voie, Raul. De ce? Nu știu. De ce fugi? Știu de ce. De ce fugi? Nu am fugit. Mama, pe durata... bolii, în cele mai multe din situațiile grave, de exemplu, de cele mai multe ori ajungea la spital și o aflam după 2 sau 3 zile, nu a vrut niciodată să mă deranjeze. Ea m-a iubit foarte mult, ne-a iubit pe toți. Toți frații mei au plecat. Eu oarecum am rămas în țară, mai aproape de ei, de nevoile lor implicate. N-a dorit niciodată ca eu să știu mai mult decât trebuie să știu. Și n-a dorit ca eu să fiu un om slab, un om care se pierde, un om care nu se poate reculege, un om care nu poate să meargă mai departe. Eu sunt așa pentru că așa și-a dorit mama mea. Dar cu toate astea există firescul, naturalul, omenescul plâns.
E nevoie să faci lucrul ăsta. Da. După un timp, mi-am luat porția de păreri de rău, de plâns, de... dar nu uit nicio clipă că mama n-a dorit să lase pe lume un om care să-și piardă dramul de talent și ambiția care m-a ajutat ca astăzi să stau față în față și cu tine a treia sau a patra oară. Bine, acum ce se întâmplă, Raul? Nu. Și suferința asta, jalea asta pe care trebuie să o scoți, da, nu, din suflet, e ca un balast, nu, care se adună și mocnește acolo și te poate duce pe marginea prăpastiei, te poate îmbolnăvi. Mama n-ar fi crezut că dacă tu o vei plânge, dacă tu vei suferi pierderea ei, tu îți vei pierde și succesul și aura de îți spun ceva ce bărbat puternic. Nu pot să-mi dau seama cum mama mea, dintr-o pensie, chiar și cu tatăl, dintr-o pensie mică de altfel, nu a reușit, mă rog, și evident că îi mai ajutam eu cu bani, dar bani ca să acopere cheltuieli și să trăiască. Eu nu înțeleg cum a putut să strângă. Mama mea și-a aranjat totul, fără să ceară ajutor copiilor. Mama mea avea cavoul pregătit, totul era pregătit. Absolut totul era pregătit și plătit. Mama a fost o femeie practică. Nu pot să înțeleg din atât, da, de puțin cum ai putut pune deoparte seara astfel încât să nu... N-a dorit să... Deci și asta m-a... Că voiam, îți dai seama tu ca și copil... Să fii de ajutor, da. Nu am putut să fac. Deci totul era gata făcut. Deci eu nu am putut să... Am cumpărat o coroană de flori. Atât am putut să fac eu pentru mama la mormântarea mea. Totul era pregătit. La mormântarea ei. Da. Raul. Este o poveste care până la urmă, mama a fost o femeie care a știut. Am telefonul acesta la mine. Viață. Vreau să arăt. O să-mi șterg tot notificările. Nu pot altfel. Tata mi-a văzut, zice, dar de ce ții poza acolo? Îmi face foarte bine. O ai ca fundal? O am ca fundal. E o fotografie pe care eu am făcut-o mamei mele, neștiind că e ultima fotografie, cu mama în ușă la plecare. Era veselă, era... atâta bucurie avea omul ăsta când veneam acasă. Atâta bucurie. E ceva... Nu o să întâlnesc niciodată un om mai minunat decât mama. Dar nu mai spune asta. Nu-ți mai crea o convingere, nu, care să se învechească, nu, în tine? Nu, cel puțin așa simte sufletul meu asta. Păi înseamnă că nu am oameni minunați în jurul loc, chiar am. Dar, Raul, se spune că cea mai mare pierdere pe care o poate suferi un bărbat în viața lui este atunci când mama lui pleacă dintre cei vii. E adevărat. E adevărat.